vorbist este și Alexandru Duțu, fostul iubit al lui Zemelencu. Nu că el n-ar fi dorit să vorbească, dar nu l-a întrebat nimeni nimic. Băiatul a venit și a spus, dacă vreți, chemați-mă, dau declarații, nu am nimic de ascuns. Poate este important și ce am eu de zis, pentru că am fost cu această fată mulți ani, o cunosc de când eram mică, cu o seară înainte ca ea să dispară, noi doi am vorbit, deci poate vă interesează niște lucruri. Bună seara, Alexandru Duțu! Alo? Bună seara! Alexandru, ar trebui să spun că mă bucur să te aud, îmi pare rău să ne întâlnim în acest context. Alexandru, spune-mi, te rog, până în acest moment, că au apărut tot felul de știri, tu ai fost chemat de DICOT sau de vreun organ judiciar, vreun polițist la sediul vreunei instituții din acestea la care să dai vreo declarație? Nu. Nu am fost chemat. Dar eu am citit în presă ieri. E niciun organ al poliției. Am citit ieri în presă că tu ai fi fost la DICOT. Este adevărat? Nu este adevărat. Nu este adevărat nimic. Deci tu n-ai fost chemat, nimeni nu te-a întrebat absolut nimic, deși tu ai tot spus de relația cu Luisa. Nu, nu. Bun. Alexandru, spune-ne nouă, te rog. Ce s-a întâmplat? Da, nu m-a chemat nimeni. Înainte ca Alexandra să dispară, ce îți aduci tu aminte, iartă-mă, Alexandra, a Luisa să dispară? Ce îți aduci tu aminte că se întâmpla Luisa ciudat în relația voastră sau în timpul în care erai cu ea? Ți se părea că era urmărită, că era filată sau că era sunată? Nu s-a părut nimic ciudat. Da, o tot suna un număr privat la ora 2-3 seara. Deci o suna în continuu. Seară de seară. Noapte, spre dimineață, vrei să spui. Noi nu prea am băgat de seamă chestia asta. Da, spre dimineață. Deci noi n-am băgat de seamă chestia asta. Suna, eu răspundeam, ziceam, întrebam cine la telefon, nu vorbea nimeni, doar atâta tot, dar numai și numai dimineața, la ora 2-3, numai așa, aproape seara de seară. Tu crezi că are vreo legătură cu dispariția ei ulterioară? Nu știu ce să zic, nu știu, chiar nu știu. Mă gândesc că poate totul a fost premeditat, adică... Alexandru, când v-ați văzut voi ultima oară, înainte ca ea să dispară? În ultima zi, când am plecat eu din țară, ultima zi. Ce înseamnă asta? Ne poți spune exact? Adică martie, pe 12 martie. Pe 12 martie. Și înainte ca ea să dispară, când ați vorbit la telefon? Da. Sâmbătă seara, la ora 9 am vorbit. Ce înseamnă asta ca... Pe 13. Pe 13 și ea a dispărut pe 14. Deci cu o zi înainte ca ea să dispară, tu ai vorbit la telefon cu ea. Da, dimineața. Da. Da. Nu știi să fi avut vreun anturaj sau vreun, știu eu, vreun iubit sau să fi fost în vreo relație sau cineva nu, să fi pus ochii pe ea. Nu, exclus așa ceva. Exclus așa ceva. Exclus așa ceva pentru că ea nu era genul, nu era persoana. Ce fel de relație ați avut? Înțeleg că voi vă tot tatonați sau vă știți de mai bine de 10 ani. Ce fel de relație ai avut tu cu Luisa? Da. Da. Mai mult de prietenie, adică nu s-a întâmplat nimic între noi, mai mult. Adică n-am avut nicio relație intimă cu ea, ea n-a vrut chestia asta, a vrut să se respecte pe ea. În primul rând, a zis că nu e momentul potrivit. Deci, nu s-a întâmplat nimic între noi. Deci, cu atât mai mult cu cât tu vii și spui acum că ea era... O iubire platonică, practic. Ea era, da, ea aveați o relație platonică, era... doar îmbrățișări, ținut de mână, ieșit în parc, mers la o înghețată. Sufletească, doar, da. Am înțeles. Atâta tot. Atâta tot. Nimic mai mult.
Asta spune multe despre fată. Era o fată cu minte. O fată cu minte, totuși. Da, și în, deci... ultima zi, în ultima discuție telefonică, Alexandru, mai ții minte ce ați vorbit? Ce ți-a spus ea? Da, a zis că... De fapt, să o lăsăm așa, să o lăsăm până când vin eu în țară. Gen, mai mult ca o pauză. Asta am căzut amândoi de comun acord. Să facem chestia asta. Tu unde lucrai? Bine, că noi am mai avut certuri de asta, de genul, dar... Lucram în Italia. În Italia. Și din cauza distanței a spus că e mai bine lucram să mai Italia. Lăsați un pic lucrurile într-o pauză. Da, să lăsăm un... Da. Mai ușor. Da. Dar noi am mai avut discuții de genul, certuri de genul. Nu era ceva ieșit din comun. Deci era ceva normal pentru mine și pentru ea chestiile astea. Ce ai simțit când ai aflat că ea a dispărut? Nu aveam nicio legătură cu... Am rămas șocat, nu venea să cred, nu știam ce să cred. Deci, chiar nu știam ce să cred. Că ar fi fost, că ar fi plecat de bună voie, chestia... Nu, este exclus așa ceva să fi plecat de bună voie. Nu, m-am gândit că totul s-a întâmplat ceva. Ai încercat și pentru tu să o cauți bine. Sau să dai telefoane la poliție, la prieteni comuni? Da. Chiar am căutat și poliția, îi sunam să întreb ce s-a mai aflat, ce am mai găsit. Deci poliția din Cușoveni. Deci, tu i-ai sunat pe poliție și să întreb ce au mai aflat despre dispariția. Poți să-l întreb și eu ceva, dacă se poate? Iartă-mă, uite, vreau să te întreb și eu, fiind, ești din Caracal, da? Sau de acolo, din zona aceea, din localitatea aceea unde s-a întâmplat, da? Din zona, da. Da. Spune-mi, te rog, atunci când s-a întâmplat, mă rog, acest moment tragic, răpirea, ce se vorbea în zonă? E foarte interesant că lumea vorbește foarte mult în zonă și ei simt pericolele, știu oamenii. Ce se auzea? Plecat, totuși. Nu mai baliverne, că ar fi fost plecată de bunăvoie, că ar fi fost cu altul și nu mai baliverne. Nu mai baliverne, deci nimeni nu știe că ar fi fost niște oameni cheie, pilon, care se ocupă cu așa ceva, cu trafic de minori, trafic de... Da. Se auzea și așa ceva, cineva știa că, uite, e X, nu știu care, se ocupă de așa ceva, se știe? Nu. Nu? Nimic. Nu. Nu. Alexandru, tu ce crezi? Sigur, ești un cetățean, ca noi toți. Sigur că tu ești mult mai afectat pentru că ai și avut această relație cu Luiza și o cunoști personal, deci lucrurile sunt și de implicare emoțională. Sunt foarte afectat. Vreau să te întreb. Tu ce crezi? Da. De ce nu te-a chemat poliția? Are cineva ceva de ascuns sau pur și simplu nu le erai de folos în anchetă? Probabil n-a vrut să... Probabil nu le-am fost de folos. La asta m-am gândit. Voi știți cumva, Mara... Probabil că nu le-am fost de folos. Dacă cineva apelează cu un număr privat... Eu la asta m-am gândit. Și persoana respectivă răspunde... La telefon. Se poate identifica, se poate dacă identifica? Asta vrei să mă întreb. Sigur că și da. Și de ce se nu poate... se poate pentru afla? Pentru că probabil măcar poliția nu telefon. Știa. Dacă presa a aflat astăzi de la Alexandru și poliția nu s-a deranjat, anchetatorii, procurorul care supraveghează dosarul respectiv, că până la urmă nu e poliția neapărat de vină. Poliția face niște acte pe care le dispune procurorul. Dacă procurorul spune nu ne interesează asta, nu e relevant, atunci polițiștii trebuie să meargă pe altă pistă, cam ăsta e mers într-o anchetă. Și dacă omul ăla o fi spus, apoi cine interesează fostul iubit. N-are nimic de spus. Nu mai erau împreună. Iată că nu e așa, că sunt o felul de lucruri care pot lămuri cât de cât povestea asta. Dar hai să revenim la fondul problemei. Dacă n-ar fi fost cazul Alexandrei și cu intervenția lui Alexandru Cumpănașu în mod public și repetat și cu acele accese de furie justificate pentru ceea ce a pățit nepoata lui, noi n-am fi vorbit astăzi despre Luiza. Pentru că poliția a decis că Luiza a plecat benevol de acasă. În primă fază,
cercetarea polițiștilor, asta a fost. Pentru că majoritatea tind să spună câți ani are, 17 ani, a plecat după unul, s-a îndrăgostit. Nu mai contează ce e în spatele, în sufletul acelui copil, ce dramă poate să ascundă o banală dispariție și o banală fotografie postată pe site-ul Poliției Române la capitolul dispariții, în spatele fiecărui copil și fiecărei fățuște de fetiță sau băiețel sunt fotografii vechi și de 30 de ani te cutremuri când ești părinte și le vezi. În spatele acelor fotografii stă un întreg univers pe care cei care îmbracă haina polițistului sunt obligați să-l salveze. Despre asta este vorba. Și poate ne trezim și poate înțelegem că o plecare și o dispariție a unei fete de 17 ani de acasă nu înseamnă neapărat că s-a îndrăgostit și a fugit după un bărbat. O să-l las pe Alexandru să plece pentru că știu că nu mai poate rămâne. Alexandru, atât vreau să te mai întreb. Vreun procuror te-a sunat cât timp ai fost în Italia sau după ce te-ai întors în România? Doar așa să-ți pună niște întrebări telefonic, măcar să afle niște informații de la tine? Da. Când? Da. Da, m-a sunat un procuror. La, să zic, 3 săptămâni, la 3 săptămâni după ce s-a întâmplat chestia asta. După ce a dispărut ea, de la dispariție. Și ce te-a întrebat procurorul la 3 săptămâni de la dispariție? Niște întrebări, aceleași întrebări care mi le pune și dumneavoastră. Ce relație am avut cu ea, cum am fost noi. Atâta tot. Îți mulțumim tare mult, Alexandru. Dacă mai era cu cineva... Și ai spus despre acele apeluri cu număr privat la care voi răspundeați la 2-3 noaptea? I-ai relatat? Da. Și ce ți-a spus în momentul în care... Da, am spus tot. Și anchetatorul ce ți-a spus la telefon? Te-a mai căutat vreodată? A cerut amănunte? Da, m-au sunat... Da, m-au sunat de vreo 4-5 ori, dar în rest nu mai am sunat. Doar telefonic, deci nu ai fost la nicio declarație, practic, doar o informare așa formală, dacă doar telefonic. Dar nu, Alexandru, înțeles. Poliția nu știa că tu te întorci în țară, nu i-ai informat? Nu înțeleg de unde au apărut chestii. Ba da. Și nu te-au chemat nici când te-ai întors în țară? Ba da, am informat. Le-am zis pe 15... Nu. Alexandru, mai îmi spui o dată, te rog, chiar cam... l-am informat pe domnul procuror când... Mai îmi spui o dată, te rog, cu câte, nu știu, zile sau luni înainte, sau pe ce perioadă au apărut acele apeluri telefonice, noaptea la 2-3? Sunt apelurile astea din noiembrie, eu nu eram cu ea atunci, eu am fost cu ea după 12 decembrie. În noiembrie sunt venite apelurile. Păi, spui că tu răspundeai la un moment dat, Alexandru, la telefon. Îi suna telefonul cu număr privat și tu îi răspundeai da, la... Da. Deci erați împreună, nu? El zice că au început din noiembrie. Înainte să fie ei doi în decembrie, după 12 decembrie. Bun. Da, au început. Corect. Și până când au sunat? Că te întreabă cu noi, mă mire la chestiunea asta și eu intuiesc. Cam ultimul apel, cam în ce lună a fost? Păi și în aprilie, da, în aprilie și pe 5, și pe 5 și pe 6 aprilie pot suna. Dar tu nu erai în Italia atunci, că ai spus că ai plecat din martie. Iar mă sună un număr privat. A, ea spunea ție că te sună un număr privat și vorbeați la telefon. Eram în Italia, dar vorbeam la telefon și îmi spunea. Deci de prin noiembrie, da. 6 luni. Până în aprilie sunt vreo 6 luni. Zic așa, vreau să spun așa, este o lege în România privind datele cu caracter personal. Care se păstrează vreo 6 luni, care se păstrează la fiecare companie telefonică timp de 6 luni. La o simplă cerere a procurorului, justificată, e adevărat, compania telefonică trebuie să pună la dispoziție înregistrarea acelui apel. Păi n-au trecut 6 luni păi în aprilie până acum. N-au trecut, exact. Dacă de pe 5-6 aprilie se întocmesc, pentru că am copil de 5 luni și știu că 6 luni se împlinesc în octombrie. În octombrie, deci până pe 5-6 octombrie se poate afla, dacă există dorință, dacă se dorește, și voință, de la compania la care mama Luizei plătește abonamentul, pentru că e foarte important, deci doamna este titular de abonament și poate cere să afle cine o suna pe fiica ei pe numărul de telefon de pe abonamentul mamei la ora 2-3 noaptea,
fiica și răspundea, deci cumva se poate... Există apelul există în sine, apelul da, în sine. Nu e doar missed call, știi, apel ratat. Respectivă. Chiar dacă este cu număr privat, eu cred că orice companie de telefonie poate pune la dispoziția poliției. Sunt obligați poliției. De lege să pună la dispoziție, da? Mai ales când cer autoritățile. Iată, încă o pistă, zicem măcar încă să o vedem. Pistă, da, dar nu... Asta trebuia derulată chiar din momentul de declarării dispariției, dacă e să ne gândim la cum se face un dosar și cum se pregătesc, am observat astăzi. După 20 de minute de vorbit cu unul, n-au știut să identifice locul din care a sunat copilul. Nu mai, dar eu vorbeam de astăzi că am văzut că unul dintre polițiști care e acolo în satul acela sau comuna aceea a fost ridicat astăzi și dus la procuratură. E acel domn pistol despre care vă spuneam. Nu așa cât de cât, dar am văzut și spunea că nici nu l-a interesat. A luat, a preluat așa și a zis mai treceți mâine dimineață, mai vorbim. N-a făcut nimic, n-a anunțat pe nimeni. Ce să mai vorbim de cele 6 luni care știe Big Brother-ul ăsta, care îl știe și păstrează. Îl țin, să știți că aceste companii de telefonie țin și un an dacă e nevoie. Nu, întrebarea e, mea legal... e aceea cu care am început discuția despre subiectul ăsta. Dom'le, de ce un om, adică ce se ascunde în spatele lui? Nu se caută decât morți. Familia cumva? Pentru că un părinte face orice să-și apere copilul. Orice. Păi da, da, atunci n-ar face cred... dincă orice să-și apere copilul, în cazul lui face poliția orice să-i apere copilul. Întrebarea e nu de cred ce? Că e doar asta miza. Adică eu nu cred că pe oamenii de acasă, nici pe telespectatori și nici pe părinții Luizei sau pe părinții Alexandrei, nu-i satisfac răspunsurile anchetatorilor. Pentru că, repet, nu poți să un dinte care poate fi plantat la un moment dat într-o pădure. Deci dacă omul ăsta a avut complici, o rețea de trafic de fete, da, de minore, ca să le ducă în Italia, Spania și pe unde le mai duceau la prostituție, puteau foarte ușor, special pentru a induce în eroare organele de anchetă, să scoată un dinte care, da, să fie al fetei și să-l planteze într-o pădure, dar asta nu înseamnă că fetele sunt moarte. Asta nu înseamnă că poți elibera un certificat de deces pe baza unui canin găsit în pădure. Sunt de acord cu tine. Vreau să revin la ceea ce ne-a spus Alexandru Duțu și la ceea ce a spus procurorului prin telefon, și anume că această fată, Luiza, primea telefoane cu număr privat noaptea la 2-3, cu multă vreme înainte ca ea să fie răpită. Și măcar atât dacă s-ar putea verifica, dacă acel număr de telefon este unul din numerele pe care le avea dincă sau alte numere care s-au mai descoperit, că o fi fost, nu mai vreau să mai dau iarăși nume. Că o fi fost Bebe Strungaru, care zice bunicul Luizei că avea vocea recognoscibilă, că era alt prieten din anturaj, nu știm, că noi nu suntem parte din anchetă. Dar e important pentru că atunci se poate stabili premeditarea. A suna și a-ți urmări o victimă cu atâtea luni înainte înseamnă clar o premeditare și o pregătire sigur a terenului. Sigur că da, ai perfectă dreptate, Mirela, pentru că el în declarațiile astea pe care le dă la poliție... El spune că a luat-o, că i s-a făcut milă de ea la autostop. Dar el nu le spune pe nume fetelor. El spune fata numărul 1, fata numărul 2, fata numărul 5. Adică mie mi se pare clar, domnule, fă o expertiză psihiatrică, vezi dacă e sănătos, că vă zic eu, el disimulează și lucrurile astea le face